Nașterea Maicii Domnului este prăznuită de Biserica Ortodoxă la data de 8 septembrie a fiecărui an. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică. Prăznuită și celebrată deopotrivă de ortodoxi și de catolici, nașterea Maicii Domnului este considerată prima mare sărbătoare din anul bisericesc. Nașterea Maicii Domnului este considerată de părinții bisericii drept momentul istoric în care a început mântuirea neamului omenesc din robia păcatului strămoșesc. Prin puritatea vieții ei, dedicată în întregime lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară s-a făcut vrednică de a fi cea din care să se nască Fiul lui Dumnezeu. Maria este poate cel mai îndrăgit și popular nume biblic feminin folosit în România. Numele Maria este expresia purității, fiind purtat de mama lui Iisus Hristos. Cu toate că este poate cel mai popular nume în toate culturile, semnificația sa nu este una foarte sigură. Potrivit tradiției, pe 8 septembrie, bărbații nu au voie să meșterească sau să facă treabă prin gospodărie, iar femeile nu au voie să coasă și să spele rufe pentru a nu atrage răul asupra lor și a familiilor lor.